Bună seara, dragii mei prieteni! N-am să mai spun de pretutindeni, pentru că știți. N-am să țin porologie astăzi, pentru că iarăși știți că vă iubesc, dar v-am adus iarăși pe cineva pe care vă iubiți foarte tare. Bună seara, Loredana Lateș, bine ai venit la noi la emisiune! Bună seara, Lidia, și bună seara celor de acasă care ne urmăresc acum și bine te-am regăsit și bine v-am regăsit! Doamne, mi-era un dor de tine și tot mă uit pe pagina ta, faci tot felul de mănăstiri, le spun eu, dar frumoase, frumoase, nebunii frumoase. Da. Nebunii frumoase unde ți ies din mână oameni foarte interesante lucruri pe care, și oameni și lucruri interesante pe care chiar ne lași mască. Dar mă bucur foarte tare. În primul rând mă bucur că ai călătorit foarte mult. Da. M-am uitat în pozele tale. Ai fost la nu știu ce congres în afară. Așa este. Nu așa le este. Țin eu minte pe toate chiar, dar știu că am studiat și tot timpul primesc toate noutățile tale și mă uit la ele și rămân surprinsă. Foarte plăcut că ești prietena mea și asta este cel mai important lucru. Mulțumesc! Și mă bucur că ai acceptat să vii astăzi la emisiune să vorbim despre regăsire. Da. De ce mi-a venit ideea? Pentru că tu ai postat acolo o chestie foarte interesantă cu maci, cu... Cel mai frumos a fost că în weekendul ăsta și eu și tu ne-am făcut poze cu maci. Am văzut, da! A fost foarte frumos pentru că plecam la o zi de naștere la Giurgiu și pe marginea drumului erau atât de frumoase florile alea, de te lua nebunie așa, și eu eram cu niște prieteni în mașină și la un moment dat am oprit pe dreapta fără să le spun nimic și zice: de ce te-ai oprit? S-a întâmplat ceva? Zic: da, ne facem poze în mașină. Cred că este perioada cea mai frumoasă când aceste flori minunate sunt pe marginea, pe toate câmpurile și toți au tendința să-și facă poze în maci, doamne. Toată lumea are tendința să facă poze cu maci, ceea ce e foarte frumos. Pentru că macul, fiind roșu în primul rând, este semnul iubirii, a păcii, a iertării și așa mai departe. Și a naturii. A naturii. Sigur. Câte culori frumoase ne-a înzestrat natura, mai ales în perioada asta, toate florile care au izbucnit așa dintr-o dată, știi? Mă uitam la mujețelul ăla mai mărunt, mai mare, coada șoricelului înflorită, violet. Deci toate erau o splendoare. Și... hai să ne întoarcem la subiectul nostru. Povestește-ne ce ai mai făcut tu în ultima poveste cu spectatorilor noștri, pentru că așa este. Povestește-ne ce ai făcut la congresul la care ai fost. Sunt foarte, foarte încântată pentru că am lansat și am fondat Academia de Coaching. Asta știm, felicitări. Da, mulțumesc. Și deja prima promoție a ieșit a absolvenților care au făcut acest curs extraordinar de coaching. Deja am celebrat cu robe, cu toci și cu toate cele, a fost un lucru extraordinar. Păi, ai o responsabilitate când devii coach și nu te mai poți ascunde așa după ureche. Ai nevoie să te regăsești, apropo de tema emisiunii noastre, ai nevoie să lucrezi cu tine, ai nevoie să accepti ceea ce mai ai de schimbat sau de îmbunătățit la tine, ai nevoie să te ierți. Tu ești un exemplu, câte kilograme ai putut să dai jos. Da. Minunat! Mulțumesc, minunat. Mulțumesc! Și asta fără vreo cură de slăbire sau vreun tratament ceva, ci pur și simplu emoțional. Pentru că lucrând cu ei în cadrul Academiei... Absolut, absolut. Și dacă accepti anumite lucruri care ți s-au întâmplat, dacă accepti ceea ce ești tu, ceea ce ai fost tu cândva, adică e un lucru continuu. Eu de 8 ani tot lucrez cu mine și abia acum am ajuns la o anumită buboaie, să-i zic așa, ca să îi dăm voie să se spargă. Așa? Așa. Da, și aici chiar a fost o călătorie foarte, foarte interesantă și în același timp foarte provocatoare alături de ceilalți cursanți pe care am avut, pentru că știi cum e, învățându-i pe ei. Cred că și cursanții te ajută într-un fel să te regăsești și să... Foarte mult. Pentru că ei vin cu experiențele lor, poate pe care noi nu le-am avut. Și te oglindesc imediat. Adică exact cum face copilul cu părintele. Exact același lucru. Imediat a oglindit. Păi nu mai poți să te ascunzi după deget, că asta e, deja iese acolo. Așa este. Adică a fost o experiență
pentru mine extraordinară, pentru oamenii, 51 de persoane extraordinare care au finalizat cursul, s-au înscris mai mulți, dar nu toată lumea a finalizat, au fost vreo 55. Nu întotdeauna toți se regăsesc în același moment. Așa este. Mai există o perioadă unde oamenii la un moment dat cedează. Ca în orice curs, ca în orice ar începe să facă, oamenii la un moment dat se simt străini în ceea ce pornesc. Și atunci le mai trebuie o perioadă de timp pentru a gândi, pentru a se regăsi, pentru a vedea dacă locul lui este acolo sau nu. Exact. Plus că acum pot să recunosc. Am făcut cursul, ok, am învățat cum să devină coach, dar în același timp am lucrat cu fiecare în parte. Adică este destul de provocator și atunci poți să fii pregătit să treci peste anumite lucruri din viața ta sau poți să nu fii pregătit. Și ambele situații sunt foarte, foarte ok, foarte bune. Dar eu sunt foarte recunoscătoare pentru că am întâlnit acești oameni. Sunt niște oameni, wow, au avut curaj să facă această călătorie, să o și termine și de asemenea să se și alăture proiectelor Academiei, pentru că vreau, de aceea am și înființat-o practic, pe lângă faptul să formez acest coach, cu acești coach, acești specialiști extraordinari, să ajungem în licee, să vorbim cu elevii, să vorbim cu profesorii, să vorbim cu părinții elevilor sau cu un iubermudelor. Frumos, frumos. Cum îl mai numesc eu? O idee minunată. Da. O idee minunată, da. Pentru că de altfel din școală începe personalitatea. Așa este. Pentru că toți părinții spun, eu te-am trimis la școală, școala e obligată să te educe. Da, și nu. Că și eu ca părinte... Noi știm că nu. Da. Noi știm că nu. Pentru că baza sunt cei 7 ani de acasă, indiferent câte facultăți faci. Dacă cei 7 ani de acasă nu există, cam greu. Și dacă mai stai și până la 18 în acasă, cel puțin, chiar devine chiar mai greu dacă părintele nu își asumă rolul de lider, dacă părintele nu își asumă rolul de constructor de oameni. Că mi s-a părut un lucru extraordinar, am găsit o definiție undeva, că părintele de fapt este un om care construiește oameni. Și am zis, wow, de așa altfel, este. Părinții sunt cei care construiesc destinele. Da, și părintele poate, cu sau fără să-și dea seama, poate ori într-adevăr să-i lase copilului aripile să crească și chiar să-i le îngrijească să crească sănătos, sau din contră să-i le taie din câteodată din prea multă dragoste, altădată din diverse alte motive, dar fără să-și dea seama. Prin cuvinte de genul, nu ești suficient de bun, uite al lui Popescu, tu nu ești în stare. Comparativ. Deci, comparația este, din punctul meu de vedere, apropo de tema emisiunii noastre de regăsire, dacă vrei să te depărtezi de propria ta ființă, apucă-te și compară-te. Că tot ce faci, ți-ai pus ziduri, ți-ai pus măști, ți-ai pus, că la un moment dat nu mai știi cine ești. Dacă ești ca Popescu sau ești ca Ionescu sau nu ești nici ca unul și ești ca tine, dar cine ești tu? Și atunci începe practic călătoria și e adevărat că uneori doare, pentru că... Deci că uneori, doare de fiecare dată. Da. Doare de fiecare dată. Da, doare de fiecare dată, nu există. Da, așa e. Să ne doară uneori. Da. Pentru că ne doare ori pentru noi, ori pentru copilul nostru și atunci ne doare chiar de multe ori la dublu, știi? Da. Exact, da. Dar eu cred că totuși pentru a fi fericit, pentru a fi un constructor de oameni, un constructor de destine, așa cum ai spus, este nevoie să lucrezi cu tine. Este nevoie să te găsești pe tine, de fapt. Cine ești tu? Cine ești tu cu copilul tău? Cine ești tu fără copilul tău? Cine ești tu cu soțul tău sau cu soția ta? Ce obiceiuri ai? Care din ele îți dăunează? Ce vise ai? Pe care le-ai împlinit? Pe care nu le-ai împlinit? Pentru că există pericolul foarte mare ca, cum probabil că se și întâmplă, oamenii se intre așa pe pilot automat, știi? Intre așa ca un fel de roboțeală, ca un fel de transă și pur și simplu ajung la serviciu, muncesc, ajung acasă, rutina de fiecare zi, se culcă, iar se trezesc, iar ajung. Adică și trec zilele, acum e luni, acum e vineri, acum e Paște, acum e Crăciun, acum, și trec ani. Și se trezesc. Poate, nu știu, pe la 40, 50, 60, 80 de ani și spun, dar ce am făcut cu viața mea? Că uite, puteam să fac atâtea. Probabil că da, dar e cazul să ne trezim. Pentru că altfel... Ce părere ai tu despre... Uite că tot am întâlnit întrebarea asta și pe Facebook și în viață. Când un om simte
că nimic nu-l mai ține lângă celălalt, e corect să plece, să ofere libertatea și lui și celuilalt, sau să caute unde s-a produs ruptura și poate printr-o minune se poate renoda ceva. Ești de părere că se poate renoda sau nu? Eu sunt de părere că dacă există voință de ambele părți, se poate renoda orice. Și dacă există dorință, dacă există voință, dacă există o muncă ca fiecare să se implice 50% unul, 50% celălalt, ca împreună să facă 100%. Da. Dar dacă doar există voință sau dorință dintr-o singură parte, este puțin probabil. Eu acum mai nou obișnuiesc să spun că dacă stai într-o relație de acest gen, este clar că ori tu stai într-un abuz emoțional, ori crezi un abuz asupra celuilalt prin diverse șantaje emoționale, astfel încât celălalt să nu plece de lângă tine. În oricare ar fi situația, vorba de iubire acolo nu cred că mai este, ci cred că este vorba de un atașament. De ce fac eu dacă tu pleci? Atașament sau frică? Sau frică. Singurătății? Da, da, absolut. Frica zilei de mâine, da. Frică că poate nu mai are nu știu ce bani sau nu știu ce confort, frica de singurătate, ce fac eu, confortul pe de altă parte, de genul, lasă că îmi face cafeluța, lasă că nu știu cum, lasă că măcar vine acasă, lucruri de genul acesta. Dar, de fapt, amândoi sunt victime. Sunt victime. Eu cred că într-o relație... Ei se victimizează pe rând, bineînțeles. Și sunt jocuri. Da, când sunt unul este victim, când devine victimizat. Da. Când cel mai rău e dacă e un copil la mijloc. Stai că și aici am întrebarea. Copiii pot pune în postura de victimă părinții? Da, bineînțeles. Da, bineînțeles, și sunt mai ești. Prin șantaj, da. Către unul, către celălalt. Da, absolut. Pentru că au învățat foarte bine acest joc de la... De la părinți. De la părinți. Și tot ce fac este să-l joace, acum, de data aceasta, schimbând terenul. Adică lucrurile... Am înțeles. Sistemul deci, în același. În momentul când îți este... Când... copilul se victimizează, te transformă pe tine în victima lui. Exact. Da. Asta este mersul... De fapt, este o formă de șantaj emoțional. Și dacă copilul se victimizează în fața ta, este bine atunci să te uiți ca într-o oglindă și să spui, ok, de unde am învățat eu să mă victimizez? Pentru că de la mine cel mai probabil a învățat copilul meu. Dacă nu de la mine, de la soțul meu. De la unul dintre noi doi. Și atunci, de fapt, când anume mă victimizez eu? Ia pic și foaie și începe investigația. Și dacă trăim în a fi conștienți, nu a mai merge așa pe stradă și fără să vedem stânga-dreapta și așa mai departe, dacă suntem conștienți, atunci devine foarte ușor. A, acum uite, mă victimizez. Și ce încă nu o fac. Da. De exemplu, eu mi-am descoperit un tipar de manipulare la mine. E poveste... Pe cuvânt. Deci e poveste de săptămâna asta care tocmai s-a încheiat. Așa. Pentru că așa de mult mă pun sub lupă și așa de mult mă antrenez acum să fiu autentică, să fiu aliniată cu ceea ce gândesc, cu ceea ce simt, știi că am mai vorbit cu ceea ce acționez, toate lucrurile acestea, încât mi-am descoperit următorul tipar proaspăt. Deci asta e așa de cireașă repejoară. E de mac, da. De manipulare. Așa. Și anume, eu de fapt, dacă vreau ceva de la cineva, mi-am descoperit tiparul, da? Nu-i zic că vreau acel ceva de la persoana respectivă, ci îmbrac așa într-o... Sau mă rog, îmbrăcam până săptămâna trecută, că între timp am realizat. Îmbrăcam așa într-o chestie, într-o poleală, într-o nu știu ce, că de fapt ca și cum aș vrea altceva. Asta e manipulare. Aș îndrăzni să spun cuvântul adică, ordinară. Apropouri. Da. Adică concret, de exemplu, și bineînțeles că toate mi se întorc în față, evident. Întotdeauna mi se întorc. Da, bineînțeles, în da. Numai că noi spunem că, băi, de ce e așa destinul ăsta? Da. Deci, de exemplu, o chestie concretă și a fost pentru mine foarte elocventă, este o poveste din urmă de 3 ani. Dar nu contează, am realizat abia acum. În care am legat un parteneriat cu un coleg de-al meu, tot coach și el, și eu de fapt, ca să facem o tabără, și eu de fapt voiam de la el strict parte de promovare. Numai că eu nu am spus lucrul ăsta atunci și a rămas că amândoi facem și vine și el cu conținut în tabăra respectivă, vin și eu și etc.
Lucru care, mă rog, până la urmă a rămas undeva în copac, dar ideea este în felul următor, că într-un final eu l-am promovat pe el. Știi, e cu chestia aia cu săpatul groapa, cum se zice, sap Nu groapa se pe... fac groapă, altă caz în ea. Da, deci ăsta este un tipar pe care eu l-am conștientizat săptămâna trecută la mine și am E, spus, aici venim la wow, valori. da, și am spus, stai. Pentru că nu te-a semănat, nu te-a asociat decât cu cel care îți seamănă. Dar bineînțeles. De fapt, Bineînțeles. de fapt, ai greșit. Nu că ai vrut să faci acest lucru și că îl manipulai. Stai puțin, că e A aici de fost... discutat. Chestia, nu, nu. Chestia e că undeva el a avut interesul la tine. Dar A bineînțeles. acceptat ceea ce ai spus tu. Dar bineînțeles. Că el a avut Că partea lui de manipulare. interesul lui a fost să te poată manipula pe tine, Da. dându-ți impresia falsă Da, exact. că e ok și o să Da. fie exact cum spui tu. Da. Eram de fapt două măști, eram de fapt două persoane care arătau Da, numai... dar eu știu că tu simțeai chestia asta. De Bineînțeles. ce n-ai reacționat? La vremea respectivă se pare că nu am fost eu cu mine destul de autentică să-mi asum că de fapt am intrat în acel parteneriat cu această intenție. Strict. Atât. Probabil că asta a fost. Nu am fost eu destul de sinceră cu mine. Acum am ajuns la capitolul în care pot să-mi asum, să spun, stai puțin, că eu de fapt din acel parteneriat am vrut atât. Nu mă interesa să Cred că ținem tabăra împreună. dacă îți făceai singură acel Da! atât, era perfect. Bineînțeles. E, Bineînțeles. uite câte lecții de viață, de La altfel, mine, da. că asta se întâmplă și în căsătorii. Absolut. Înțelegi? Absolut. Că toată lumea Absolut. spune și că las că văd eu, m-am Da. mărit pe moment, îmi văd interesul și după aia o vedea eu. Da. Și de fapt devine o victimă Exact. a acelui interes pe Da. care Da! Și după aceea, știi, care e culmea? Că mai și uită pentru ce interes a intrat în căsnicie, știi? Sau în parteneriat, Am apropo de înțeles. treaba asta. Și încep să țești niște lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea și te trezești peste 3 ani sau peste 5 ani sau peste 20 de ani și spui, Dumnezeule, de fapt, eu ce fac? Unde sunt? Unde sunt? Unde mi-e Gemantanu și Unde gara? mi-e... Da! Exact! Unde mi-e Santanu și Exact. plecat? Adică am devenit foarte conștientă că încă mai fac lucruri de genul acesta. Sper de acum să nu le mai fac. Ăsta l-am pus, l-am și spus public, știi? Adică l-am pus pe tapet, Da, mi-l-am pus în caietel. chestia asta e o lecție foarte interesantă pentru multe lucruri, și inclusiv pentru Da, afacere, absolut inclusiv orice. pentru familie, inclusiv Da. pentru orice Da. relaționare. Da. De-aia spunem noi, tema noastră este regăsirea, pentru că de foarte multe ori vrem ceva și știm că de fapt noi putem face acel ceva. Dar parcă am dat pe spatele cuiva, Da. am aruncat un pic de responsabilitate Exact. pe Da, cineva, da, da, domnule, să ne fie puțin mai ușor. da, Și de fapt ne este mult mai greu pentru că ne da. asumăm și responsabilitatea celuilalt, Da. care de fapt este fără valoare. Da. Plus că la un anumit moment descoperi ceea ce ai făcut. Sau tu la un anumit, chiar la momentul respectiv știi cam exact despre ce e vorba în viața ta. Numai că nu vrei să vezi, nu vrei să auzi, n-ai timp, n-ai destul, te apuci și intri în alte proiecte, îți găsești de lucru, știi? O iei pe repede înainte ca nu cumva să gândești prea mult la ceea ce tocmai ai făcut. Într-adevăr, de asta mi s-a părut și important să spun și am spus-o și public. Da, e o lecție, e o A fost o lecție lecție foarte mare și așa cum bine ai dură. punctat, da, pentru mine a fost foarte Dură, dură. pentru că eu, la rândul meu, în trecutul apropiat, La mine până săptămâna trecută. am făcut o firmă cu cineva, în colaborare. Și am venit cu ideea, mă rog, unui bun prieten de-al meu și a zis, ia spune-le tu că n-ai posibilitatea să faci ceea ce ai vrut să faci. Să vezi dacă mai rămân lângă tine sau nu. Deci în clipa următoare când am zis, pare foarte rău, nu am cum să fac fabrica, au fugit practic, înțelegi? Au fugit din viața mea, deși a început bârfă pe la spate. Și mi-am dat seama, în clipa următoare, eu am fost foarte deșteaptă, că am zis, vrei să-ți cedezi firma sau o închidem? Și a zis că nu-l interesează firma. Deci nu-l interesa firma, înțelegi? Ok, era copilul nostru, da? Dar făcut de mine.
Da. Deci nu te interesează, am chemat avocata, am dat actele, să închid firma definitiv și irevocabil. Deci mă bucur că m-am trezit atât de repede, da. Mi-a trebuit doar 3 luni. Wow, felicitări! Ca să realizez, bine, știam persoanele și atunci mă așteptam undeva să-mi dea la geale. Dar am zis, decât să stau și să sufăr după aceea, mai bine acum da. Omor copilul din fașă. Da. Îl omor da. Și nu mai am nicio responsabilitate. Da, pentru că probabil nici nu era vorba de un copil, ci poate era vorba de un mic monstruleț manipulator. Oh, era un monstru destul de manipulare la carte, ca la carte. Așa zic și eu. Ori vezi, iarăși îți spun, cunoscând persoana, eu am fost foarte precaută. Eram cu garda sus în continuu. Îmi dădeam seama când spunea ceva, ce de fapt, ce intenție are în spate. Vedeam lucrurile dincolo de. Pare rău, sunt clar văzătoare, deci nu sunt clar visătoare. Clar, n-am vrut să visez da. Sub nicio formă. N-am vrut, exact. N-am acceptat să fiu visătoare. Întâi am acceptat, după care am început să le pun logic. Mi-am scos logica mea la... Am zis, fetiță, ia ieși tu afară și hai să socotim noi cum stau lucrurile și să vedem ce avem de câștigat, ce avem de pierdut. Absolut. Am pus în balanță și punând în balanță am zis, ia să arunc o informație din asta așa și uite ce bine mi-e, stau foarte liniștită, firma se închide fără nicio problemă, avocata a depus actele la camera de comerț. La registrul comerțului și e ok, deci nu am mai avut probleme. Da, a zis, mare lucru. Știi, costă să o închizi. Nu contează. N-a contat cât m-a costat să o deschid, nu contează nici cât mă costă să o închid. Exact. Important este liniștea mea, da. Integritatea mea da. Mentală, că nu am de gând să nebunesc, să... Sigur. Și apoi, știi, m-am gândit că putem face, exact asta pot face și oamenii. Da. Dar revenim imediat după câteva minuțele de publicitate. Cu alte noutăți pe care nu le știți. Săc! Stimați telespectatori, am revenit exact cu acele alte noi informații pe care vrem să vi le dăm și nu numai informații și cu multe, multe secrete mici la prima vedere, dar care răstoarnă ete atâta munții. Loredana, vroiam să te întreb, știu că tu o să organizezi o conferință. Da. Știu că o să ai invitați de onoare. Da. Mulți dintre prietenii noștri pe da. Comun, pe care eu îi cunosc. Spune-ne ce vrei să abordezi în această conferință pe care vrei tu să o organizezi. Păi, eu m-am gândit așa, că ce-ar fi dacă fiecare dintre noi ar avea acces așa foarte rapid la o tehnică prin care să-și clarifice exact ce își dorește și cel puțin 2 pași pe care se facă concret pentru a ajunge acolo. Eu cred că mulți caută butoane pentru chestia asta. Da. Da, poate să fie și o chestie de butoane și din fericire butoanele acelea sunt în interiorul fiecăruia. Și la conferințe cam asta vreau. Fiecare să-și descopere acele butoane prin care să-și clarifice exact de fapt ce își dorește, fie că e vorba că vrea să obțină ceva, fie că e vorba că vrea să găsească soluții la o problemă pe care o are. Poate fi de relație, poate să fie cu copilul, să zicem, poate să fie de job sau poate chiar de business, poate să fie din orice arie și caută o soluție. Și atunci îmi doresc ca de la acest eveniment să plece cu acea clarificare de obiectiv și cu cel puțin 2 pași concreți pe care să-i facă imediat ce iese pe ușă. Pentru că știm, da, coaching-ul lucrează cu sufletul, lucrează cu emoția, lucrează cu mintea. Apropo de asta, cineva acum la Bookfest când am fost m-a întrebat și cu ce aparate lucrați. Tocmai asta spuneam, oamenii vor aparate da. Cu butoane, pentru că așa s-au învățat exact, cu da. Telefoane, cu tot da, ceva din exterior cumva. Adică ceva ajutor de la alții, dacă se da, poate. Da, de aceea iubesc coaching-ul, pentru că înveți să te ajuți singur.
pur și simplu înveți să te ajuți singur, înveți să te descoperi singur. Este adevărat că poți face lucrul ăsta mult mai rapid lângă un specialist în coaching. Este normal. Dar în același timp poți să-l faci și tu singur acasă. Tu cu tine, singur tu cu tine în mașină, tu cu tine în autobuz, tu cu tine în metrou. Poți să faci dacă știi cum să-ți orientezi gândirea. Dacă găsești acele simple tehnici, că nu sunt foarte complicate, sunt foarte simple de altfel, prin care să înveți cum să-ți focalizezi atenția pe ceva ce îți dorești. Uite, vreau să abordăm subiectul proaspăt care, mă rog, evenimentul neplăcut pentru noi oamenii. Ce s-a întâmplat cu acea femeie care s-a aruncat după 30 sau câte 36 de 36 de ore, dar nu contează orele, că putea să fie peste 2 ore, că putea să fie peste 36, da. Tot același lucru e. Stau să mă gândesc, acea femeie putea fi ajutată atunci când când avea Dumnezeu să-i odihnească copilul și pe ea Dumnezeu să o ierte pentru gestul pe care l-a făcut. Atunci când copilul avea probleme, putea fi ajutată sub o formă sau alta prin această metodă de coaching? Eu zic că dacă își dorea, da. Sau dacă cel puțin avea idee despre ce este acela coaching, sau poate agrea mai mult partea de terapie, indiferent ce variantă lua, dacă atunci se găsea în ea acea dorință de viață sau dorință de a merge mai departe, sigur reușea. Iubita, eu sunt de acord că un om când vrea să se sinucide, el n-așteaptă 36 de ore. Habar n-am. Nu știu să zic. N-am fost în situația aia, chiar nu știu. Un om care vrea să facă acest gest, că știm foarte bine, s-au aruncat mult sub tren. Da. Și n-a stat să aștepte 36 de ore să treacă 20.000 de trenuri ca să facă acest gest. Mă gândesc că în echipele de salvare pe care le avem, așa cum sunt ele, de obicei sunt specialiști, foarte bine instruiți, psihologi. Crezi că e de ajuns doar psihologi în această echipă de salvare? N-aș ști să mă pronunț. Eu cred că un om, ca să ajungă să se gândească, să-și ia viața, probabil că interiorul lui este cel puțin o luptă pe viață și pe moarte, pe de-o parte. Cred că în același timp este o durere foarte mare și probabil că există și acel sentiment de neputință sau de, poate chiar și un sentiment de nu merit să mai trăiesc. Nu știu. Eu acum zic pur și simplu ce cred eu că ar putea fi. Indiferent de situație, consider oricum că acel om poate fi ajutat atâta timp cât el își dorește. Eu cred că dacă un om nu-și dorește să trăiască, ceilalți din jurul său pot face, nu știu, tumbe de aici până la Honolulu și înapoi. Că nu cred că se schimbă bine, ceva. Așa de pe margine e ușor să spui, uite, dacă eram acolo, ajutam, știi? Poate că era o idee în plus, poate, nu. Da. Așa, toată lumea, de pe margine. Da, de pe margine, dar fiind în, mă rog, s-a întâmplat cazul și asta este. Mă gândeam că de multe ori prietenii de lângă cei care îi știm cu mici probleme, dacă ar acționa la timp. Da, și poate mai mult decât atât dacă ar îndruma. Vezi că uite, de pildă, sunt oameni, o să facem excepție de doamna, nu. Sunt oameni care spun nu mă duc la psiholog pentru că să nu mă creadă lumea nebună. Da, da. De aceea fac evenimentul. Pentru a este de fapt un eveniment educațional în care aduc la cunoștință oamenilor că este foarte ok să te duci la psiholog. Ba chiar dai dovadă de curaj, ba chiar dai dovadă de dorința de a te cunoaște pe tine. Este foarte ok să te duci la un coach, să te duci la un terapeut, este foarte ok să cauți în exteriorul tău acele instrumente care ți se potrivesc pentru a privi în interiorul tău. Acele lupe. Și fiecare are felul său de a avea lupă și de aceea și fac evenimentul. Este foarte ok să cauți. De aceea am și implicat persoane publice, să zic așa, tocmai pentru acest care lucru. Care au trecut totuși prin niște lucruri, de ce mi-ai enumerat acolo, oameni care au trecut prin viață. Sigur, Mihaela Rădulescu. Prin niște
pași destul de sigur. Grei. Luându-o pe Teo, pe da, Nico. Teo Trandafir, Nico, care, Adriana Bacmuțeanu. Care au trecut totuși prin exact. Niște experiențe de viață nu atât de roz pentru da, fiecare. Așa este. Pentru că orice experiență de viață lasă. Știi că spunești că dacă am intrat în mare, când intrăm în mare, fiecare zgârietură de pe corpul nostru ne ustură, că apa e sărată. Dar dacă ne-am scufundat sufletul într-o apă sărată, am murit de durere. O, ce tare! E posibil! E pentru posibil! Pentru că rănile de pe sufletul omului ar durea mult mai mult. Da, așa e. Și atunci, da. Tu ești ca un balzam al da, rănilor. Mi se și spune. Da? Da. Vindecătorul de suflet. Da, da. Frumos. Asta pentru că aduc partea de iubire în ceea ce înseamnă coaching. Îl pui pe om să-și descopere iubirea, practic, da. Din el. Pentru da. Că toți și... o au. Exact. Dar unii o închid, alții o sufocă, alții o omoară, da. Alții o dau mai mult da. Decât merită. Da, așa este, așa este. Și atunci, eu iubesc foarte mult oameni. Am învățat lucrul acesta, nu i-am iubit dintotdeauna. Am învățat să văd lumina din ei sau să scot la suprafață. Am învățat să văd zâmbetul dincolo de lacrimă. Am învățat să văd lucrurile acestea, să le simt, să le aud, adică sunt acolo. Și cred foarte mult în puterea omului. E adevărat, a omului care își dorește. Omul care nu își dorește... Probabil că are alt drum decât l-aș putea eu ajuta sub o formă sau alta, dar pentru omul care își dorește este o șansă extraordinară să revină la viață, cum se zice. Să iasă din transa aceea în care obișnuiam eu să spun că mergeam ca un zombie pe stradă, ca un mort viu. Să iasă și chiar să vadă macii, să vadă floricelele, să simtă, să miroase. Adică lucruri pe care eu, sincer, habar nu aveam de ele. De-aia mă bucur acum ca un copil și pun poze cu maci pe Facebook și așa mai departe, sau cu floarea soarelui. Sau... Lucrurile acestea eu nu le-am trăit, nu le-am simțit până în vremurile astea. Și am zis, Dumnezeule, am 41 de ani. Adică e tragic să mai aștept alți 41 de ani ca să văd o floare. Atunci nici nu mai vezi, îți spun eu. Atunci nici nu se mai vede. Practic, atunci stai și te gândești că ai fi putut să vezi o floare da. Atunci sau atunci, dar da. Întotdeauna ai găsit altceva și altceva de făcut. Da. Lucruri parcă care ne se par mult prea importante pentru a ne aduce înapoi în sufletul nostru, de a ne recăuta, regăsi, redescoperi. Da, așa este. De aceea iubesc coaching-ul. Pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult să mă regăsesc pe mine. Și am descoperit-o Loredana, de care habar n-aveam că există. Nu știam de ea. Cea de astăzi, cu 7 ani în urmă, nu exista. Ea săraca era undeva. Dar era acolo, ascunsă și băgată în adâncimi. Nu cumva să ieși, ca nu cumva să fii rănită. Cum să spui tu ceea ce tocmai am spus, ce am descoperit-o despre mine săptămâna trecută? Păi acum 7 ani n-aș fi spus lucrul ăsta nici dacă mă picai cu ceară sau îmi tăiai o mână. De asta zic, adică, dincolo de toate măștile și toate zidurile de protecție și toate cele, poți să descoperi un om extraordinar. Ei, eu văd omul ăsta, m-am antrenat în cel din fața mea și îmi doresc ca și el să vadă. De fapt, să simtă, să audă, să-și dea seama ce om extraordinar este și că e un geniu. Cred în treaba asta. De asta își fac evenimentul, de asta și, cum să zic, îmi doresc eu, să vină eu cât mai mulți oameni. Eu doresc ca toată lumea, toți cei care vor să te vadă pe tine și să vină la această conferință pe care o organizezi tu, o pot găsi pe Loredana, stimați telespectatori, pe pagina ei de Facebook, are pagina oficială a Academiei, da? Academiei Academia de Coaching, Română de Coaching. Și ai și site-ul Academiei da? De Coaching, academiadecoaching.ro. Te pot găsi oamenii acolo da. Și pot și am mă rog, se pot înscrie în primul rând și pot veni sâmbăta viitoare la eveniment, concret, adică lucrurile sunt foarte simple. Drag, cu mare drag. Cu acțiune, cum se zice. E foarte important să trecem peste, invitație, pentru că fiecare, la un moment dat, îi se trezește acel... Da, fiecare când e pregătit. Acel da. El, din el, exact. Știi?
Și revenim la partea totuși asta a sufletului, de regăsire. Pentru că regăsirea în sine de multe ori o facem pentru noi sau pentru cei care sunt în jurul nostru. Da. Îndeosebi ar trebui să înceapă oamenii regăsirea în familie. Pentru că practic societatea e făcută din familie. Da. Este nucleul. Este celula de bază, de fapt. Că așa cum... Celula de bază a societății. Sigur. Familia. Familia. De acolo se multiplică. Ca și în corpul uman. Ca așa cum funcționează toate celulele. Și este foarte important să învățăm valoarea sincerității în familie. Dar nu sinceritatea din aceea plină de interpretări în care ai că eu sunt așa de sinceră și spun tot ce gândesc și ți le arunc așa pe toate în față, toate halucinațiile mele bolnave, ți le dau ție cu interpretări de genul ce ai făcut, unde ai umblat, cum arăți, cum te porți. Nu de genul acela, ci acea sinceritate în care lași să te exprimi prin faptele tale mai mult decât prin cuvinte. Îi dai voie celuilalt să se exprime mai mult prin faptele sale decât prin cuvinte. Cuvintele să vină să confirme ceea ce au făcut faptele. Pentru că eu am sesizat că este foarte obișnuită procedura prin care interpretăm în sens negativ sau în sens pozitiv orice faptă fizică. Și începem să-i dăm diverse conotații, diverse atașamente, diverse povești și ne depărtăm de la fapta propriu-zisă. Și practic așa apar conflictele foarte mari în cuplu. Plus că, apropo de partea de manipulare, de am vorbit de început, în care nu are nicio legătură cu regăsirea de sine și cu toate cele, da? Deci ești undeva pe un alt teren, încep practic să umbli cu așa, cu cioara vopsită, în relația de cuplu și te trezești că faci lucrul ăsta un an, doi, trei, cinci, bineînțeles că același lucru ți se face și ție, pentru că celălalt va învăța de la tine și peste 10 asta ani... Devine practic o obișnuință. Da, devine un mod de comunicare. Și spui, dar noi așa comunicăm. Cum în anumite familii se comunică prin pumn și picioare. Așa comunicăm. Suntem în secolul care? Că nu mai contează de acum, nu? Crezi că mai contează secolul când oamenii... Deci nu mai suntem pe vremea lui Pasvante. Dar știi ce mă uripilează pe mine? Că de multe ori spunem noi că nu suntem în vremea lui Pasvante. Dar știi că oamenii se comportă ca în vremea lui Pasvante. Aici e problema. Câteodată da, așa este. Dar fiecare acum decide cum vrea. Și ce fel de viață vrea să trăiască? Dacă vrea să trăiască o viață în care să bârfească pe toată lumea, în care să comenteze acțiunile fiecăruia în parte, eventual el să stea pe margine și să comenteze cum ceilalți joacă și să obosesc să joace, chiar dacă câștigă sau iau bătaie. Dar noi trebuie să le spunem că cei care bârfesc preiau toate energia negativă și păcatele celuilalt. Exact. De 10 ori mai mari, mai multe. Păi și pot să mă puteți să mă... Deci știm asta despre toate? Mă puteți bârfi. Mă puteți bârfi cât vreți voi. Mă simt excepțional. Credeți-mă. Exact. Numai că telespectatorii nu o să se simte excepțional dacă te bârfesc, pentru că de 10 ori mai mult decât ceea ce bârfesc, li se va întâmpla lor. Din păcate așa se întâmplă. Pentru că toată energia negativă și are și o logică. În momentul în care tu te uiți la ceva și vezi acel ceva negativ și tu te încarci cu acea energie în interiorul tău, după care o mai și spui altcuiva, deja ai amplificat-o foarte mult. Și un bumerang. Și un bumerang. Și se întoarce la tine, bineînțeles, sub formă de depresie, de gânduri de negre. Astea sunt exact, era un banc, cum stătea un tip cu un bumerang în mână și cu lasul plin de sânge, știi? Cu botul plin de sânge. Și vine unul și spune, tu ce stai cu chestia asta în mână, arunc-o. Și el zice că nu vreau, arunc-o tu. Da. Cam așa este și cu bărba. Nu mai arunc-o tu. Da, exact așa este. Așadar, hai să învățăm să ne uităm în ograda proprie. Până să mă uit la celălalt, hai să mă uit la mine. Că de fapt ce văd în celălalt este ceva ce există în mine, dar eu nu vreau să recunosc. Cum altfel aș recunoaște minciuna? Cum aș recunoaște criticismul? Cum aș recunoaște manipularea, că am vorbit de ea, da? Cum aș recunoaște toate lucrurile acestea dacă nu le-aș cunoaște? Deci... dar ce le cunosc din cărți? Hai să fim serioși.
Da, păi asta și cum spun, cum zic eu de obicei, spun, Dana, nu încercați să-mi spuneți povești, pentru că eu da. Despre relație de cuplu, păi am fost măritată de păi da. Și despre relație de cuplu. Da. Ce vrei să te mint? Cu ce vrei să te mint da. Mai frumos? Spune-mi ca să știu de unde încep discuția, știi? Exact, da, da, exact același lucru. Atunci, hai de fapt să ne uităm în ograda proprie și să facem curățenie acolo. Pentru că, în realitate, ce am constatat, singurul lucru pe care poți să-l controlezi în viața asta ești tu. Nu poți să-ți controlezi soțul, nu poți să-ți controlezi soția, nu poți să-ți controlezi copilul, părintele, angajatul, angajatorul, partenerul de afaceri. Nu poți să-i controlezi. Pentru că nu se poate, din fericire. A, ok, că îi manipulezi pe scurtă durată, că îi mai vrăjești pe altă parte. Că îți merge perioada o perioadă, de timp, dar nu, exact, însă, cum să spun... Investiția ta în acel comportament este foarte mare față de rezultatele pe care le obții. Poate pe moment nu-ți dai seama, dar după niște ani, dacă faci balanță, ai să vezi că ai o boală, că ai o depresie, că ai o durere nu știu unde, că ai lucruri de genul acesta. Păi nu apar din neant așa. E, dacă pui stop la toată chestia asta și spui, stai puțin, ia să mă uit de fapt în ograda mea, pentru că eu pot să-mi controlez emoțiile mele. Nu sunt un dat din univers. Emoția mea, înainte să apară ca emoție, a apărut ca și gând. Și atunci am un pic să mă uit, să-mi citesc un pic gândul, să simt ce era acolo în gândul meu de fapt. Și acolo poți descoperi că e vorba de o frică, că e vorba de o panică, că e vorba de o chestie negativă, că e vorba de o, eu știu ce rețea ai făcut în capul tău. Acolo stai și umblă. Și atunci devii stăpânul propriei tale vieți și nu-ți mai este frică că te vor descoperi ceilalți așa vulnerabil. De altfel, manipulatorii. Ei vin și vor să trăiască, îți invadează viața într-un fel. Da. Și vor chiar să-ți trăiască viața. Da. Pentru că pe-a lor o trăiesc alții. Da? Viața lor, de fapt, este trăită de alți manipulatori. Și atunci, ei, nemai având viață, vor să o trăiască pe altuia. Manipulându-l. Ceea ce a învățat foarte bine făcându-i se de către alții, a învățat și el și merge mai departe. Probabil că la un moment dat a fost un mecanism de supraviețuire. La un moment dat, numai că a fost depășit, cum sunt calculatoarele. Se depășește sau noi nivel și mai merită să fie upgradate. Așa și noi, hai să ne upgradăm. Hai de fapt să ne descoperim, să ne întoarcem la sursă, să ne regăsim pe noi de fapt. Cine sunt eu? Chiar așa, cine sunt eu dincolo de toate cele? Cine sunt eu? Eu noaptea când mă bag în pat și nu mai am nici cameră, nici aia, nici machiaj, cine sunt eu de fapt? Cine este omul de lângă mine? Cine sunt oamenii din jurul meu? Adică eu am început să-mi pun întrebarea aceasta în fiecare seară. Câteodată îmi place ce descoper. Să ai curajul să-ți faci curățenie în jurul da. Tău, că e mare lucru. Păi în momentul musai. Când încep să dai scuze atenuante unei persoane de lângă tine, nu faci decât să te minți. Da, da. Pe tine însuți, da. Te minți frumos, delicat. Și, da, și toată minciunea aia se duce de fapt în corpul tău și se pune sub formă de grăsime, sub formă de habar n-am boală, sub diverse forme. Pentru că, fără să-ți dai seama, probabil că ai stat sau poate chiar stai într-o relație care reprezintă un abuz pentru tine, de orice fel de natură. Violator de suflete. Da, da. Și atunci, nevrând să accepti lucrul acesta, te trezești în situația în care continui să te minți singur că n-a avut de fapt să zică aia, n-a avut de fapt să-mi facă aia, nici eu n-am vrut să-i facă aia, de-aia am dat una în cap, dar n-am vrut. La un așa de nec. Nu e adevărat. Îmi pare rău că am avut o ieșire față da. De... Că nu merită, dar da. Uite ce da, face. Da, uite, exact. Asta se numește auto-minciună după propriul meu dicționar. Uh-huh. În care practic începi să te acoperi cu tot felul de minciuni, așa de poleială, cum vorbeam mai devreme. Și dacă nu ai curajul să începi să dai jos poleala aia, chiar nu mai știi cine ești. Da. Predana, mi-a făcut o mare plăcere, o deosebită plăcere să mă revăd cu tine și să... Dialogul nostru să fie constructiv pentru da. Ceilalți, pentru că eu încerc să abordăm toate temele și toate fricile și toate temerile
multor dintre cei care se uită la noi și care, cărora eu le mulțumesc că au răbdare să ne privească. Și eu îți doresc succes în continuare cu ceea ce ai început tu să faci, cu planurile tale, cei care vor să, da, știi cum spune, și cei care vor să vină să-ți bată la poartă, pentru că atunci când bate omul la poartă, stimați telespectatori, înseamnă că își dorește. Dar când omul vrea ceva, va putea să facă. E mai greu când nu vrei și ți se impune, dar atunci când îți dorești, cu siguranță vei găsi. Bate și se va deschide. O seară minunată!